Astăzi, 13 octombrie, a avut loc inaugurarea singurei săli dedicate luptelor din România. De la începutul până la finalizarea acestui proiect și-au adus concursul atât municipalitatea, cât și firma Hidrotermesa Roman prin directorul general al acestei companii, Țară Lungă Ion, la rândul său un mare amator de sporturi. Da? Da, bună ziua! Haideți să... zicem, să fie într-un ceas bun. Să pot și cu dreptul. Spun foarte sincer, n-am crezut eu despre mine că pot fi atât de emotiv, dar sunt. Odată, mă bucur că am reușit împreună cu dumnealor. Să știți un lucru, această sală nu era putință dacă nu îmi dădea Consiliul Local prin grijă al domnului primar, cei 10 metri de stadion. Ăsta este mare adevăr. Mă bucur că la Roma s-a realizat prima sală de lupte specială pe care țara încă nu o are. Are doar săli de concurs. În al treilea rând, îi mulțumim domnului primar pentru sprijin, în al treilea rând constructorului care ne-a păsuit din punct de vedere financiar când n-am putut să onorăm chiar la timp etapele și șarjele care trebuiau alocate, în acest moment mă văd descărcat de această obligație financiară, că sper să le încheiem în decurs de câteva zile. Mulțumesc pentru sprijinul pe care l-am avut de la colectivul meu, de profesori, de antrenori, și performanțele sunt cele care vor susține această investiție. Domnule primar, vă anunț oficial că la campionatele mondiale de seniori universitare, România nu are niciun reprezentant decât unul singur, se numește Lingurarul Mădălina, produsul acestei școli. Noi am adus doar câțiva sportivi pe care dumneavoastră rămâne în continuare să-i apreciați în funcție de rezultate pe care vă mulțumesc pentru acest efort care l-ați făcut a inaugura această sală. Dar acest vis, mă bucur că s-a împlinit, a fost la început, acum 2 ani de zile, un vis cu domnul profesor Macovei, care a spus că trebuie neapărat o sală pentru lupte. Că știți că se desfășura pe pista de atletism, greu, unde saltele, ia saltelele și condiții improprii. Și atunci am zis, domn profesor, hai să fac primul pas, să facem proiect, să vedem ce doriți. Și după aia o facem noi rost de bani. Ei, am făcut proiectul, am văzut despre ce e vorba, ne-am dat seama că nu ne ajunge suprafața, am apelat la primărie unde domnul primar a venit imediat alături de noi și a spus, băi, voi dați-i drumul că eu mă ocup de teren. Și așa a fost. Deci totul a fost de bun augur, ne-a ajutat și Dumnezeu și ne-am apucat de lucru aici, la această sală, în care finanțarea era foarte, foarte greu de obținut. S-au schimbat și conducerea prin ministerie, prin asta, dar nu ne-am pierdut curajul. Am făcut această sală de sport cu cât mai puțin bani. A ieșit, pentru că banii se obțineau foarte greu, a ieșit foarte frumos. Pot să zic că sunt și sponsor, da. Și nu greșesc. Da. Dar eu am o istorie foarte veche în atletismul Robașcan. Surorile mele au fost campioane în atletism. Eu am copilărit pe pistele de atletism și nu-mi pare deloc rău că sunt alături de atletismul continuare și de sportul Rămașca. N-am vrut să-i fac concurență domnului primar, dar am vrut să arăt că și cei din comunitate pot să țină pasul cu atâtea investiții care le-a făcut primăria și să mai facem și noi, antreprenori, oameni de afaceri, câte un pas, un mic ajutor, să clădim asemenea edificii. Salut inițiativa domnului director Macovei, care încă de la început a venit și ne-a spus ce are de gând. L-am încurajat și am spus să meargă mai departe. Îi mulțumesc și constructorului, domnului Țară Lungă, reprezentantul societății Hidroterm, care a sprijinit și la nivel de proiectare și la nivel de construcție,
ba și la nivel de cofinanțare finalizarea acestui edificiu. Am susținut și noi din prima clipă, astfel încât în acest triunghi am putut să mergem până la capăt. Ne bucurăm că aici profesorii de lupte, copiii care sunt doritori să se implice într-un astfel de sport, un sport puternic, dar nobil în același timp, vor putea să-și desfășoare activitatea în condiții normale, încât încă un punct în acest oraș sportiv, mulți deja îl numesc orașul olimpic, cu un teren de sport sintetic cu nocturnă, cu sală polivalentă, cu bazin de not, cu sală de atletism, iată cu sală de lupte. Avem aici și bazine, și saune, și la clubul atletic, și la bazinul de not, și sală de antrenamente, și cu aparatură pentru desfășurarea pregătirii fizice. Noi avem un plan pentru anii următori a susține construirea încă a unei săli a sporturilor în spatele acestei săli polivalente, care să rămână o sală pentru competiții sportive pe linie de învățământ și pentru antrenamente. Ne dorim o sală de sport cu minim 1000 de locuri și voi face acest demers în anii care urmează, astfel încât să putem construi un astfel de edificiu. Ba mai mult, avem un plan și modernizarea stadionului Nevoi, poate chiar cu suprafață sintetică și pe zona de joc de fotbal, dar și pe zona de bandă de atletism, ceea ce ar încheia, dacă vreți, ar da completitudine acestui oraș olimpic, care se dorește un punct atractiv pentru copii, reprezentând așadar alternative, dincolo de momentele distractive și de divertisment pe care copiii și tinerii le au. Investiția în sport mi se pare foarte importantă, pentru că este o investiție în copiii noștri. A face sport înseamnă a te dezvolta atât din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere psihic, din punct de vedere al atitudinii, de a fi combatat în competiții, de a avea o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Felicitări tuturor celor implicați, iar profesorilor, elevilor, mult succes și obținerea de rezultate cât mai frumoase. Doamne ajută în tot cele ce urmează! Apariția acestei săli vine ca o necesitate logică la existența deja confirmată a unor antrenori de calibru național și internațional care au produs de-a lungul timpului nume importante în lumea sportului. Și mai ales pentru că singurul reprezentant al României la campionatele mondiale de seniori universitare este din Roman. Succes! Succes!